Casa Sfatului, clădire în care funcționează Muzeul Județean de Istorie Brașov, se află într-o stare deplorabilă. Bani ar fi pentru reabilitare, însă a apărut o altă problemă. Sumele necesare lucrărilor sunt acordate de Consiliul Județean Brașov, iar imobilul aparține primăriei. Drept urmare, până când situația juridică a clădirii nu este clarificată, nu se poate face nicio investiție. Între timp, imobilul se degradează. Tencuielile s-au desprins în pivnița Casei Sfatului și ceea ce este mai, să zicem, grav decât atâta, se produce o fărâmițare a cărămizii, a materialului de care este construită pivnița Casei Sfatului și care s-ar putea duce într-o perspectivă, probabil nu foarte îndepărtată, la prăbușirea bolții. Igrasia a apărut din cauza umidității. Pereții au mucegăit și bucăți din tencuială au început să se desprindă. A apărut un nivel de umiditate foarte ridicat în subsolul Casei Sfatului, care se extinde și o astfel de situație dăunează clar sănătății monumentului istoric. Grasia care deja a apărut în interior afectează în mod direct bunurile culturale. Mai multe piese au fost retrase din expoziții ca să nu se degradeze. Anumite piese, cum sunt piesele din metal, care oxidează foarte repede în prezența oxigenului din aer, cum sunt piesele din hârtie, suferă foarte mult datorită acestui fenomen și atunci a fost nevoit să le retragem în depozite pentru a nu se pierde definitiv. Singura soluție este o rezolvare juridică între Primăria Brașov și Consiliul Județean Brașov. Răspunsul nostru a fost că trebuie această clădire radiată din patrimoniul județului, deci trebuie o hotărâre de Consiliul Județean care mai departe transmisă către guvern și printr-o hotărâre de guvern să fie aprobat noua listă din care să lipsească Muzeul de Istorie și după aceea vom propune Consiliului Local darea spre administrarea acestei clădiri către Muzeul Județean de Istorie. O altă variantă este să ne înțelegem cu Primăria Brașov și să investească Primăria Brașov în mod direct pentru punerea în valoare a acelui spațiu, pentru că avem acolo exponate care, dacă lucrurile nu se rezolvă, se pot degrada. Banii există pentru investiții, putem să-i luăm oricând este găsită o variantă care să ne permită să investim din excedent printr-o hotărâre de Consiliu Județean. Până atunci însă, la Muzeul Județean de Istorie nu se poate face nicio lucrare de reabilitare. Nu avem un proiect tehnic pregătit, pentru că nici măcar un proiect tehnic nu avem voie să comandăm, să plătim, ținând cont de această interdicție pentru investiții. Deci, la acest calcul sumar, discutăm undeva de 600.000 de euro. În 2015, 20.000 de oameni au trecut pragul acestei instituții de cultură.